a fost odată ca niciodată că de n fi nu s-ar povesti un împărat pe nume Crăpălia Perciunel, care domnea peste un regat măreț și plin de splendoare. Împărăteasa lui, Flocoana Finuta, era frumoasă de pica și deșteaptă de se dădea mare în fața oglinzii vorbitoare, care se tot minuna de cât de isteață era. Într-o bună zi, împăratul gratul Crăpălia Perciune hotărât să-și trimită feciorul cel mare, Floricică Zambărel, în lume să-și găsească o soție, l-a chemat pe acesta la palat. Fiule, zise împăratul, a venit vremea în căutarea celei mai minunate ființe pe care să o aduci la curte și să ne încânți ochii și inimile. Să iei cu tine calul năzdrăvan, ghicitoare pufuleț, și să nu te întorci până nu găsești pe cineva demn de rangul nostru. Floricică Zambărel, tânăr și neînfricat, și-a luat rămas bun de la părinți și a încălecat pe ghicitoare pufuleți, pornind la drum lung. Trecând peste munți și văi, peste ape și mări, a ajuns într-o țară îndepărtată, unde domnea o altă împărăție, condusă de regele mâncăcios, incompetențel. Acolo Zambărel a aflat de o prințesă fermecată, numită Frizură Complicată, care era renumită pentru frumusețea și inteligența ei. Dar, cum în toate poveștile e câte un cusur, frizură complicată fusese răpită de un zmeu modern, pe numele lui Căpșunel Zmeurelu. Floricică Zambărel, neînfricat și hotărât, a decis să o salveze pe frizură complicată. Înarmat cu sabie de laser și scut holografic, el a pornit spre cetatea zmeului. Călătoria era plină de pericole moderne, troli de internet care îi aruncau comentarii urâte și urși de trafic care îi blocau drumul cu ambuteiaje dar cu ajutorul calului său năzdrăvan, care avea GPS încorporat și putea să comande pizza online, Zambrel a ajuns în cele din urmă la cetatea Zmeului. Căpșunel Zmeurelu, Zmeul cel modern, stătea tolănit pe un tron din tastaturi vechi, jucându-se pe o consolă de ultimă generație. Când l-a văzut pe Floricică Zambărel, a ridicat un ochi plictisit și a răgâit zgomotos. Ce vrei, băiete? N-ai văzut că s-a ocupat cu levelul 99? Am venit să o eliberez pe frizură complicată. A răspuns Zambarel scoțând sabia de laser. Oh, mare brânză, a zis ridicându-se greoi. Dacă vrei să o iei, trebuie să treci trei probe. Prima probă este să găsești încărcătorul meu de telefon. L-am pierdut pe undeva prin cetate și fără el nu pot să mă joc. Zambărel, cu ajutorul ghicitoare pufuleț, a găsit rapid încărcătorul ascuns sub un munte de haine murdare. Uite-l! a zis el, aruncând încărcătorul zmeului. Bine, bine, a mormăit zmeul. A doua probă este să-mi aduci o pizza a quattro stagioni de la pizzeria din colț, dar să fie fără anșoa, că nu suport anșoa. Floricică Zambărel a comandat pizza prin aplicația calului său năzdrăvan și a adus-o în cetate. Uite pizza, fără anșoa, a spus el. Mmm, gustos, a mărit zmeul. Ultima probă este să răspunzi la întrebarea mea de baraj. Câte like-uri și share-uri ai nevoie pentru a deveni influencer? Zambrel a stat și s-a gândit. Pentru a deveni influencer adevărat, ai nevoie de un număr nelimitat de like-uri și share-uri, dar mai important este să ai conținut de calitate și să-ți respecti publicul. Zmeul, surprins de răspunsul inteligent, a oftat și a ridicat mâinile în semn de capitulare. Bine, ai câștigat. Poți să o iei pe frizură complicată. Eliberată, Frizură complicată i-a mulțumit lui Floricică Zambărel și împreună au pornit înapoi spre regatul lui Crăpălia Perciunel. Pe drum au întâlnit diverse obstacole moderne, tunele de metro aglomerate, blocaje rutiere și semafoare defecte. Dar în final au ajuns cu bine și au fost întâmpinați cu mare fast. Împăratul și împărăteasa erau nespus de fericiți. Crăpălia Perciunel i-a dat binecuvântarea lui Floricică Zambărel și frizură complicată, iar nunta lor a fost cea mai grandioasă din toate timpurile. Toți invitații au primit cadouri sub formă de coduri promoționale și reduceri la magazinele preferate. Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, bucurându-se de toate beneficiile tehnologiei moderne, fără a uita vreodată de spiritul poveștilor de odinioară. Așa se sfârșește povestea noastră, dar nu uitați, dragii noștri cititori, dacă v-a plăcut povestea, dați like, share, și subscribe, că dacă nu, o să vă piardă semnalul la telefon când vă e lumea mai dragă și Netflix-ul o să vă meargă în reluare. Sfârșit!